Bun găsit la o nouă ediție podcast B1 TV. Discutăm astăzi despre educație, despre educația de lângă București, din jurul capitalei României, din județul Ilfov. Peste 71.000 de elevi au început noul an școlar în jurul capitalei, în județul Ilfov, în aproape 300 de unități de învățământ. Despre starea educației, așadar, de lângă capitală, discutăm astăzi împreună cu doamna Adriana Stoica. Este inspectorul general școlar de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și de asemenea, în studioul podcast B1 TV se află și Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, fost jurnalist. Bună ziua, bine ai venit! Bine te-am regăsit, Alex Vlădescu, mulțumim pentru invitație! Așadar, pentru peste 71.000 de elevi din jurul capitalei a început un nou an școlar. Este vorba despre un an cu multe provocări, pentru că vorbim despre unități de învățământ. Vrem să știm care este starea lor, vrem să știm cum arată în cifre acest nou an școlar. Da, pe 9 septembrie am deschis anul școlar 2024-2025. Mai exact, 71.102 elevi au pășit în noul an școlar. În cele 297 de unități de învățământ, câte sunt în județul Ilfov, 203 unități de învățământ preuniversitar de stat și 94 de unități de învățământ particular. Școlile au fost pregătite să îi primească pe elevi în noul an școlar. Am avut puține probleme în trei unități de învățământ care au început anul școlar cu școala altfel și școala altfel pentru că lucrările de reabilitare nu erau finalizate. Dar acum, în a treia săptămână de școală, copiii au revenit la normal, sunt la școală, în condiții bune și foarte bune. Vreau să menționez că în acest an au fost reabilitate și modernizate 17 unități de învățământ și când spun unități de învățământ, mă gândesc la școli, la creșe, la grădiniță. Pot să dau câteva exemple: în Domnești, Grădiștea, Dascălu, Cernica, Dărăști, Găneasa sunt unități de învățământ reabilitate în acest an școlar. Pentru că am dorit ca totul să fie bine și foarte bine, cu sprijinul Consiliului Județean, toți elevii de la clasele pregătitoare până la clasa a patra inclusiv au primit rechizite școlare pentru a începe anul școlar așa cum se cuvine: caiete, creioane, caiete de desen, matematică, limba aici română, conform. Aici costurile au fost suportate de către Consiliul Județean. Absolut toți copiii din toate localitățile, începând, așa cum am spus, de la clasa pregătitoare până la clasa 4, au primit rechizite școlare. Da, vă propun, pentru că au pregătit colegii mei un material pe această temă, pe ce a însemnat deschiderea noului an școlar din județul Ilfov. Și o să vedem cum arată cifrele și câteva cuvinte de la deschidere de acolo. Haideți să urmărim materialul. Doamna inspector școlar general, ne adresați și nouă câteva cuvinte. Ne aflăm astăzi în fața unui nou început. Mă bucur că am ocazia de a marca acest început alături de dumneavoastră și de a deschide anul școlar la Liceul Teoretic Horia Hulubei din orașul Măgurele și pot să spun orașul meu de suflet. La fel ca în fiecare an, în luna septembrie deschidem larg porțile școlii. Iată de ce deschiderea unui alt an școlar, pe lângă faptul că este un moment de sărbătoare, de bucurie a revederii după o bine meritată vacanță, reprezintă o nouă șansă de a dovedi că suntem încrezători în destinul nostru, că putem mai mult, că suntem oricând capabili de performanță. Dar în umbra marii performanțe stă întotdeauna o muncă asiduă, stă încrederea în noi înșine și mai ales stă dragostea. Dragostea pentru tot ceea ce facem, dragostea pentru omul sau oamenii de lângă noi.
Trebuie să vă spun că în această toamnă vom culege roadele parteneriatului școală-comunitate locală, roadele implementării proiectului PNRR de dotare a unităților de învățământ cu mobilier, echipamente digitale și materiale educaționale. Liceul teoretic Horia Hulubei și grădinița numărul 1 au fost dotate integral. Vă doresc un an școlar cu multe bucurii și realizări. În numele Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, dar și al meu, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și mult succes în noul an școlar. Numai bine vă doresc. Mulțumesc mult! Da, acestea au fost imaginile surprinse la deschiderea noului an școlar din județul Ilfov, pentru că vorbeam cu dumneavoastră, doamna Adriana Stoicu, Adriana Stoica, inspectorul școlar general din județul Ilfov. Ne spuneați puțin mai devreme că au fost reabilitate undeva la 17 unități de învățământ, printre care creșe, grădinițe. 13 dintre ele au fost dotate, nu, cu mobilier nou prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Explicați-ne puțin care sunt aceste unități. Da, într-adevăr, 13 unități de învățământ au fost dotate integral cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice. Din cele 77 de unități de învățământ preuniversitar care s-au înscris în programul PNRR, avem 38 de unități administrativ-teritoriale care au accesat PNRR, din cele 40 de unități administrativ-teritoriale. Așa cum spuneți și dumneavoastră, sunt 13 unități de învățământ care în momentul acesta sunt dotate integral. Avem 35 de unități de învățământ dotate parțial, deci sunt în curs de achiziție acestor materiale didactice, unele a mobilierului, unele ale echipamentelor IT. Dintre acestea, așa cum am spus și la deschidere, fruntași sunt cei din Măgurele, de la Liceul Teoretic Horia Hulubei, grădinița numărul 1 din Măgurele, școala gimnazială numărul 1 a Fumați, Palatul Copiilor și Elevilor din Ilfov, școlile gimnaziale 1, 2 și 3 din Cernica, școala gimnazială Profesor Ion Vișoiu, grădinița numărul 1 din Chitila, ca și școala enumerată puțin mai devreme, școala gimnazială numărul 1 din Gruiu, școala gimnazială numărul 1 Petrăchioaia, dar și centru școlar pentru educație inclusivă Periș. Acestea sunt unitățile de învățământ care au fost dotate integral și în scurt timp, și celelalte 35 de unități de învățământ vor fi dotate și ele integral. Mai rămân celelalte pentru care primăriile, UAT-urile, au declanșat procedura de licitație. Sunt situații în care au fost contestate licitațiile, dar până la sfârșitul anului școlar vom avea toate cele 77 de unități de învățământ preuniversitar dotate în integralitate. Când spuneți dotate în integralitate, vă referiți aici la, nu știu, tablă, table smart, bineînțeles, table smart, da, videoproiectoare, absolut, videoproiectoare, mobilier nou în toate sălile de clasă, table smart, videoproiectoare, laptop și toate cele necesare pentru a desfășura un învățământ de calitate. Pe lângă acestea, așa cum am spus, și multe, multe materiale didactice necesare în laboratoarele de fizică, chimie, biologie. Deci sunt totuși niște costuri ridicate pentru fiecare sală de clasă în parte, înmulțit la cât de multe școli, despre cât de multe școli vorbeați, că odată au fost reabilitate și dotate, pe de altă parte, altele care urmează acest proces. Altele care urmează, exact. Costuri, da, așadar ridicate. Știți cumva și un cost total, să ne spuneți, pentru... Pe bugetul Ministerului Educației este de 1 miliard de euro. Un miliard de euro, așadar, da, a intrat în dotarea, da, școlilor și în, da, modernizarea, da, școlilor din județul, da, Ilfov. Nu, nu, nu numai pe toată țara. Pe toată țara. Da. Așadar, odată cu începerea noului an școlar, pe de altă parte, știm, Consiliul Județean Ilfov a început și o campanie în județ. Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean, o campanie care se intitulează Școli de Poveste în Ilfov. Ce înseamnă această campanie, cui se adresează și care vă așteptați să fie rezultatele? Este o campanie care are la bază, până la urmă, dorința de a identifica fiecare unitate de învățământ și de a-i afla și a-i înțelege povestea,
Pentru că în ziua de azi copiii cumva ar trebui să se întoarcă mai mult, elevii, la valorile, la tradițiile comunității. Și atunci am început această campanie Școli de Poveste în Ilfov din dorința de a le identifica. Spuneai la începutul acestei emisiuni, Alex Vlădescu, haideți să vedem ce se întâmplă în educația din Ilfov. Corect. În educația din Ilfov, care ar trebui să ne dăm seama că de cele mai multe ori, și o să mă contrazică sau nu doamna inspector general, stă la bazele educației din capitală și nu numai. Pentru că vorbim adeseori de acele rezultate, de acele cifre ale copiilor din Ilfov la bacalaureat, la examenul de capacitate, la diverse teste naționale și spunem că sunt rezultate nu atât de mari precum ale elevilor din capitală în Ilfov. Dar să nu uităm un aspect foarte important, că cei mai mulți dintre elevii din Ilfov merg spre capitală. Și atunci este bine să identificăm aceste unități de învățământ care stau la baza rezultatelor destul de bune, care stau la baza educației elevilor care pleacă mai departe din Ilfov în capitală sau, de ce nu, peste granițele țării. Școli de Poveste în Ilfov, am început două episoade, două școli din județul nostru. Prima o vedem chiar acum în imagini, este o școală din localitatea Cernica. De ce ne-am oprit asupra acestei unități de învățământ? Pentru că este prima unitate de învățământ din Ilfov care a avut și învățământul practic introdus. Erau maiștri de țesătorie acolo care învățau pe elevii din secolul XIX, de la 1863, ce înseamnă acest învățământ practic. Practic învățau cum se țese la război, învățau o meserie. Mai departe, școala a început să prindă conturi și să devină o construcție mult mai amplă, iar în ziua de astăzi, de la începutul anului trecut și până acum a început proiectul pentru școala aceasta din Bălăgeanca, Colorează-ți viitorul, și a prins culoare și în interior, dar și în exterior, pentru că școala este în integralitate pictată, acum colorată, și arată de-a dreptul spectaculos. Vedem chiar acum imagini. Este o școală care arată la standarde moderne. Ce înseamnă standarde moderne? Tocmai ne-a explicat doamna inspector general mai devreme. Adică are tot ce ar trebui să aibă o unitate de învățământ pentru a le oferi copiilor material didactic prin care ei se poată învăța. Unul de calitate, exact. Școala din Bălăceanca. Apoi în această campanie Școli de Poveste vorbim și despre școala din Mogoșoaia, la fel una tot din secolul XIX, care la început avea doar două odăi și care a fost construită de cea care a și donat terenul de prințesa Marie Bibescu. Acum școala din Mogoșoaia, o să vedem imaginile dacă ai tăi colegi vor apuca să le difuzeze pe plasmă. Sigur. Arată chiar spectaculos, la fel a făcut parte din proiectul Colorează-ți viitorul încă de anul trecut și arată exact acum o vedem în imagini. La început aceste două școli erau unele foarte modeste, aveau niște odăi timid mobilate, iar acum arată așa cum vedem în imagini. O să identificăm în continuare și alte școli de poveste din Ilfov. Ce înseamnă o școală de poveste? Înseamnă că a început foarte timid, de la o odaie, prin secolul XIX, cu câțiva elevi, iar acum arată așa cum vedem în imagine, încăpătoare, poate de cele mai multe ori, pentru sute, de ce nu aproape 1000 de elevi din comunitatea în care se află. Sunt aceste școli identificate în baza unor criterii, așa cum bine ne spuneați. Pe de altă parte, cine le identifică, cine le caută să vadă dacă îndeplinesc aceste criterii? Specialiștii Consiliului Județean Ilfov sau se pot înscrie unitățile de învățământ din județ în această campanie? O întrebare perfect justificată de ziarist. Este o campanie inițiată de Consiliul Județean prin Direcția de Comunicare și Mass Media și atunci, alături de colegii mei de la Direcția de Comunicare, ne documentăm și alături de colegii de la Inspectoratul General Școlar din Ilfov. Vedem, ne creăm, să spun așa, o bază de date cu toate școlile pe care noi le avem în județ și căutăm școala care se remarcă. De exemplu, vă spuneam, școala din Bălăceanca s-a remarcat pentru că este prima școală din județ care a avut învățământul practic obligatoriu. Așadar, școli de poveste și care școli se remarcă prin diverse criterii, diverse acțiuni care au avut loc acolo. Și școli cu o istorie bogată în spate. Și este bine ca elevii noștri să le cunoască. Este bine să știm că învățăm într-o unitate de învățământ care a pus bazele învățământului practic, uite, în județul Ilfov. Este bine să știm că învățăm într-o școală din Mogoșoaia care la început avea doar două odăi și o locuință pentru învățătorul satului. Și este bine să apreciem ce avem.
Da, cine nu și înțelege istoria, cine nu o cunoaște, nu, este condamnat să o repete, așa că nu vrem să repetăm o școală cu doar două săli, nu? Și vrem să ajungem la ceva modern, cum ne spunea doamna Adriana Stoica. Totuși, pentru că vorbeam despre aceste școli cu, de poveste, școli cu o istorie bogată în spate, pentru unele dintre ele încă se scrie istoria, doamna Adriana Stoica, nu? Încă sunt în construcție, dacă putem spune așa. Aveți o școală modulară, inclusiv în Bragadiru, dați-ne mai multe detalii. Da. Așteptăm cu interes deschiderea școlii modulare din Bragadiru, școală care va fi gata la sfârșitul lunii octombrie, va avea 18 săli de clasă și în felul acesta vom elimina practic schimbul al treilea în care își desfășoară activitatea copiii de la școala numărul 1 Bragadiru. Vor merge la această, la această școală nou înființată 9 clase, 8 clase de pregătitoare și o clasă, clasa 1. Aici o să vă întrerup eu puțin și mă scuzați pentru asta, pentru că avem și un material pregătit de colegii mei pe această temă, pe care aș vrea să îl vedem în minutele următoare și apoi să revenim să comentăm. Bună ziua, numele meu este Cristina Constantin, sunt șef serviciu monitorizare și administrare a unităților de învățământ, iar astăzi ne aflăm pe strada Gliei numărul 15 a Bragadiru Ilfov, unde urmează a fi dată în folosință școala modulară. Ca urmare a cererilor multiple din partea părinților pentru școlarizarea copiilor din orașul Bragadiru, primăria a luat decizia de a construi această școală modulară pentru a veni în ajutorul părinților. Copiii au nevoie de învățământ cât mai aproape de casă. Pentru acest proiect au fost doi parteneri, Primăria Oraș Bragadiru și Consiliul Județean Ilfov. Mulțumim pe această cale Consiliului Județean. Primăria a pus la dispoziție terenul și echipele de lucru, platformele și toate dotările, iar Consiliul Județean a venit în sprijin cu containerele. Această școală modulară va avea 18 săli de clasă, un teren de sport, grupuri sanitare, cancelarie, cabinet medical, birouri și anex. În această școală copiii vor avea aceleași condiții ca și în școala gimnazială numărul 1 Bragadiru. Aceasta va fi dotată la standarde europene. Va găzdui elevii pentru un timp de aproximativ 2 ani, până când lucrările la noua școală de pe strada Gliei vor fi finalizate. Această școală modulară le va oferi copiilor toate condițiile de care au nevoie, printre care echipamente de ultimă generație, videoproiectoare, table inteligente, laptopuri, calculatoare și imprimante. Lucrările vor fi finalizate în aproximativ o lună de zile, iar copiii ce vor învăța aici vor beneficia și de transport școlar. Așadar, o nouă școală modulară în județul Ilfov, o soluție de avarie, una temporară, până când va fi modernizată, doamna Adriana Stoica, școala de pe strada Gliei, nu? Așa cum am văzut în acest material. Există un termen pentru acea unitate de învățământ când ar putea fi gata? Deci nu modernizată, ci construită de la zero. Da? În 2 ani, cam în 2 ani va fi gata. Dar trebuie să vă spun că în aceste școli modulare, și mai avem o școală modulară în voluntari, școala numărul 3, sunt condiții extraordinare. Dacă n-ai ști că e făcută din containere, nu îți dai seama de lucrul acesta. Deci condițiile sunt extraordinare. Este, așa cum spune și noastră, o soluție acum pentru că timpul ne presează. O soluție de avarie. O soluție de avarie, dar ea va rămâne în continuare școală ocupată, pentru că școala unde acum își desfășoară activitatea elevii din Bragadiru a fost înființată, dată în folosință în 2020 și deja este în încăpătoare. Este o școală foarte mare care are 36 de săli de clasă și deja a devenit neîncăpătoare. Deci, practic, având în vedere că populația orașului Bragadiru crește, numărul locuitorilor este într-o continuă dinamică și, bineînțeles, și numărul copiilor, da, crește, nu de alta, dar noi știm că județul Ilfov, din datele statistice, se găsește pe primul loc în ceea ce privește creșterea numărului de copii. Practic, numărul nou născuților a crescut în ultimii 10 ani cu 9%, în 2023, în județul Ilfov, fiind născuți 4250 de copii.
În condițiile în care sunt județe în țară unde această rată este în scădere. Suntem pe primul loc, da. Se explică asta prin faptul probabil că foarte mulți români care vor să fie mai aproape de capitală, fie se mută în jurul capitalei, tineri. Fie tineri mai ales, fie cei care locuiesc deja în capitală se mută să scape de aglomerație undeva la marginea capitalei. Și atunci autoritățile locale vin în întâmpinarea cererilor părinților și construiesc grădinițe, creșe, unități de învățământ gimnazial. În Bragadirul, pe lângă școala aceasta, se va construi și un liceu. Da. Dar nu atât de curând, liceul cam în 4 ani, cred că va fi dat în folosință. Da. Despre grădinițe vorbeați puțin mai devreme, pentru că și acestea sunt importante, la fel ca și liceele, desigur, și ca școlile gimnaziale și primare. Există o grădiniță, Tegheș, din Domnești. Da. Explicați-ne puțin mai mult, au pregătit și colegii mei câteva imagini pe care o să le vedem aici, o să le comentăm împreună acum. Explicați-ne așadar, spuneți-ne câteva cuvinte. M-am dat-o în folosință, am deschis grădinița aceasta în 8 ianuarie 2024, da? Deci copiii au venit din vacanța de iarnă direct în această grădiniță foarte frumoasă. Și cred că în imagine acum putem explica concret, uitându-ne, ce înseamnă o unitate de învățământ, respectiv o grădiniță la standarde moderne, pentru că se tot folosește această sintagmă și tot explica mai devreme doamna inspector standarde moderne. Material didactic, mobilier nou. Vedem dulăpioarele pentru cei mici, scaune. Care sunt vestiare, de fapt. Da. Vestiare, în primul rând, că e foarte colorată, ceea ce e foarte bine că e un mediu primitor pentru cei mici. Da. Deci asta înseamnă standard modern într-o unitate de învățământ, respectiv o grădiniță pentru 2024. Și evident, aparatură didactică digitală, să mă exprim așa. Da. Câți preșcolari învață acolo? La Tegheș sunt 6 grupe de învățământ, de 6 grupe cu program prelungit și 2 grupe cu program normal, deci cam 170 de copilași învață la grădinița din Tegheș. Dar este o grădiniță și cu program de după ore? Da, adică 6 grupe de program prelungit. Da. Vă propun în minutele următoare. Dar mai avem grădinițe. Vă rog. Mai avem, am deschis grădinița numărul 4 în Bragadiru, tot în Bragadiru. Tot în 2024? Acum, la începutul anului școlar, da. Cu 7 grupe de program prelungit. Am deschis o grădiniță în Germănești, cu 4 grupe, dar cu program normal. Grădinița numărul 5 în Buftea, care are și grupe de creșă, da? Avem 11 localități în Ilfov care au și grupe de creșă. Se vor construi și alte creșe pentru a veni în întâmpinarea părinților, cererilor părinților. Acum, în 2-3 săptămâni maxim, deci la sfârșitul acestui modul, vom da în folosință o grădiniță în voluntari, care va avea 6 grupe de program prelungit. Am extins și alte grădinițe în Popești Leordeni cu containere, pentru că asta e timpul modular. Ne presează, da? Cu modulare. În Berceni finalizăm o construcție nouă a unei unități de învățământ, o școală gimnazială, care va avea 12 săli de clasă. La fel și această școală din Berceni, am extins și capacitatea instituțională a școlii folosind 4 săli de clase tot din containere, deci modulare. Deci la noi totul este într-o dinamică. Pentru că și numărul... Pentru că numărul crește, celor care se mută în județul Ilfov este într-o continuă dinamică. Vorbeam de date mai devreme. Oficial sunt 544.000 de persoane care oficial locuiesc în județul Ilfov. În practică însă, fără să fie înregistrați, la evidența populației sunt mult mai multe persoane. Numărul probabil este... și de 2-3 ori mai mult. Exact. Numărul chiar este cum se întâmplă și în capitală. Poate chiar triplat. Și iată, în consecință, se și explică suprapopularea în unitățile de învățământ, în grădinițe și faptul că este nevoie de... Avem nevoie să construim cât mai multe unități de învățământ, cât mai multe grădinițe. Sunt foarte mulți copii. Vorbea doamna inspector mai devreme de construcții de grădinițe. În Popești
în Domnești, în Berceni, sunt zone despre care știm cu toții că în ultimii ani, cel puțin din 2020 și până acum în 2024, au migrat foarte mulți bucureșteni în aceste zone și au construit case, au cumpărat case și iată, se și reflectă în numărul elevilor înregistrați în aceste unități de învățământ. De aici și nevoia acută să construim noi și noi grădinițe și școli. Da, vă propun să discutăm în minutele următoare și despre proiectele pentru susținerea educației, pentru că, într-adevăr, e nevoie de școli reabilitate, de grădinițe sau chiar de unele instituții de învățământ noi, dar întrebarea este cu ce ajung cei mici sau cei mari, până la urmă, dacă vorbim de liceu, la unitățile de învățământ. Aveți inclusiv un proiect, microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov prin PNRR. Explicați-ne puțin. Este un proiect amplu și ăsta. Vorbim despre mai multe microbuze electrice și am datele colegilor mei din cadrul proiectelor. Vorbim despre un proiect care este realizat, gestionat de către Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu 31 de unități administrativ-teritoriale, 31 de localități de primării, pe înțelesul tuturor. Vorbim de microbuze electrice pentru transportul elevilor. Sunt anumite zone, localități din județ, unde transportul nu este atât de facil pentru elevii care merg la o altă școală, în altă localitate, din alt UAT, la un liceu, și atunci aceste microbuze vor veni în sprijinul lor. Haideți să vă dau un exemplu concret ca să înțelegeți. Dacă un elev, dacă mai mulți elevi care locuiesc în localitatea Cernica, de pildă, pentru că sunt și licee în județul Ilfov, chiar dacă cei mai mulți migrează spre capitală, învață la un liceu, să spunem, la liceul din Brănești sau la liceul din Ciorogârla sau la liceul din Buftea, pentru că avem și acolo licee. Este foarte greu să faci naveta din Cernica, care este undeva în partea de est a județului, exact, și să ajungi în zona de nord sau în zona de nord-vest. Este foarte greu să te miști. Și atunci imaginați-vă ce înseamnă pentru părinții acelor elevi să-i transporte dimineață, după amiază, pe elevi la liceu sau să, câte mijloace de transport duce și la o aglomerare. Ar fi nevoiți ei să ia. Și atunci aceste microbuze școlare vor veni practic în sprijinul lor pentru a le facilita, a le ușura naveta spre liceele din Ilfov unde învață. Vă spuneam că este un proiect realizat prin PNRR în parteneriat cu 31 de UAT-uri. O să vă dau și niște sume. Un buget total pentru acest proiect, 35.971.000 de lei, deci aproape 36 de milioane de lei, bani cu TVA. Și unde va fi implementat acest proiect? Practic, unde vom vedea, pe ce străzi, din ce localități vom vedea aceste 31 de microbuze electrice, care, așa cum foarte corect spuneai, ajută și la diminuarea poluării în localități. În localitățile Nuci, Găneasa, Balotești, Berceni, că vorbeam de grădinițe din Berceni, Brănești, că vorbeam de liceul din Brănești, Unari, Afumați, Chiașna, Clinceni, Corbeanca, Cornetu, 1 decembrie, Periș, Glina, Măgurele, Bragadiru, Dobroiești, Pantelimon, Voluntari. Practic sunt zone aflate în toate punctele cardinale ale județului și cu siguranță aceste microbuze vor facilita transportul, naveta elevilor, indiferent în ce localitate s-ar afla și indiferent în ce localitate ar fi unitatea de învățământ spre care ei vor merge. Bun, vorbim de microbuze electrice prin PNRR. Și mai aveți un proiect de achiziția de microbuze prin... Cu AFM, cu Asociația AFM. Fondului de Mediu. Practic sunt două proiecte separate, dar ambele vor ajuta, vor avea aceleași scopuri, scopuri comune, să spun așa, diminuarea poluării și transportul elevilor. Aici câte microbuze sperați să luați prin AFM? De învățământ. Dacă în primul proiect vorbim de 31, acum vorbim de 20, pentru că este un proiect realizat de asemenea cu AFM, dar și cu, în parteneriat cu 20 de unități administrativ-teritoriale. Și aceste 20 de microbuze le vom vedea pe străzile din Dragomireș Vale, Dascălu, Dărăști, Mogoșoaia, Moara Vlăsiei, Nuci, Găneasa, Brănești, Jilava, Snagov, Vidra, Cernica, Ciolpani, Gruiu, Tunari, Afumați, Clinceni, Domnești și Buftea. Mai avem doar 10 secunde la dispoziție. Și vor fi și două stații de încărcare auto, pentru că vorbim de microbuze electrice. Când se implementează? Scurt. Termenul de finalizare, 18 luni, iar proiectul a fost depus de aproximativ un an jumătate. Deci, dotarea cu mobilier pentru unitățile de învățământ din acest județ. Foarte pe scurt, dacă ne puteți spune ce eforturi s-au făcut în ultima perioadă.
S-au făcut eforturi, o să preiau eu, pentru că sunt foarte multe proiecte și documentații pe care le are Consiliul Județean în derulare, să zic așa. Și atunci când vorbim de acest capitol al Zvlădescu, dotarea unităților de învățământ cu mobilier, că ne explica doamna inspector mai devreme de grădinițele care sunt dotate la standarde moderne, de școli cu aparatură digitală și așa mai departe. Eu o să vin în completarea doamnei inspector și o să mai spun că avem de asemenea un proiect tot prin PNRR gestionat, se numește dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Ce înseamnă? Ce presupune în practică acest proiect? Faptul că mai multe centre unde vor învăța copiii și unde vor desfășura anumite cursuri extrașcolare sunt în curs de a fi dotate și vorbim aici despre Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Periș și vorbim despre Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov și Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov. Și vorbim despre mai multe dotări, concret 6 săli de clasă dotate cu echipamente digitale, tablă interactivă, laptopuri, sisteme de sunet, camere videoconferință multifuncțională. Vorbim despre mobilier nou, catedre, dulapuri, pupitre reglabile și materiale didactice pe baza standardelor care sunt în momentul de față prevăzute. Vorbim de alte 7 cabinete școlare care vor fi dotate și vorbim despre un proiect, vă spuneam, gestionat de Consiliul Județean Ilfov și toate aceste centre, bugetul total peste 700.000 de lei, ca să vă spun exact, cu TVA suma corectă, și proiectul este în implementare și până la finalul acestui an va fi și finalizat. Ca să tragem linie după ce v-am spus toate aceste date, că mă tot uit pe datele pe care le-am de la colegii mei din cadrul lecției de proiecte, sunt foarte multe proiecte care sunt în derulare, care sunt în implementare. Unele pentru microbuzele electrice, pentru transportul elevilor, sunt în parteneria cu UAT-urile din județ. Pe de altă parte, altele cu AFM-ul, vă spuneam. Acestea, proiectul pentru dotarea unităților de învățământ, sunt în parteneriat Consiliul Județean cu toate aceste centre. Sunt foarte multe care sunt în derulare, care au termen, unele, cum este ăsta ultimul, până la finalul acestui an, celelalte cu microbuzele până la finalul anului viitor, respectiv viitorilor 2 ani, pentru că este într-o continuă dinamică tot ce înseamnă, tot atunci când vorbim de proiecte în educație în Ilfov. Și numărul copiilor este într-o continuă dinamică. Și numărul școlilor, grădinițelor este într-o continuă dinamică, pentru că se fac eforturi semnificative pentru a fi construite noi și noi unități de învățământ. Vorbeam în emisiunile trecute despre cât de mulți oameni se mută în Ilfov. Este îmbucurător acest aspect, dar este și provocator, să spun așa, pentru că oamenii aceștia care vin au nevoie de infrastructură, au nevoie de unități de învățământ, au nevoie de apă și canal, de condiții moderne de trai, au nevoie de dispensare, de unități medicale. Este un întreg demers. Și o strategie de care e nevoie cu siguranță la nivelul județului. Acum, probabil că așa a apărut și a luat naștere până la urmă și proiectul Ilfov împreună, nu? Educația schimbă vieți, dacă ne puteți da mai multe detalii. Educația schimbă vieți vorbește concret despre faptul că încurajăm elevii să meargă la școală, să meargă să ia parte, să vadă despre ce este vorba în învățământul dual. Învățământul dual este un capitol important și căruia Consiliul Județean Ilfov a acordat o deosebită atenție în județul nostru. Avem învățământul dual care presupune că elevii care nu merg la anumite colegii naționale, care nu vor neapărat să meargă spre capitale sau spre liceele teoretice, atenție, pot dobândi, pot învăța o meserie de pe băncile școlii. Și atunci vorbim de elevi care merg la școlile de meserii, la liceul vocațional, de exemplu cel din Brănești. Acolo iau parte la stagii de practică, pentru că aceste licee, aceste unități de învățământ colaborează cu anumiți operatori privați. Și educația schimbă vieți vorbește despre faptul că elevii sunt încurajați prin burse, o bursă care este compusă cu o sumă de la Consiliul Județean Ilfov, o altă parte majoritară de la Ministerul Educației și o altă parte completată de către operatorul privat care îl primește pe elev să efectueze stagiul de practică. Este o sumă care îi încurajează pe elevi să învețe o meserie. O meserie care cu siguranță le va asigura un viitor liniștit, o meserie care cu siguranță o să-i ajute poate mult mai mult decât o diplomă de la un liceu teoretic. Umple și deficitul de forță de muncă exact pe aceste specializări, bănuiesc, de care avem mare nevoie până la urmă, pentru că vedem des la televizor știri, inclusiv aici la B1 TV, legate de faptul că ne lipsesc tâmplari, că ne lipsesc constructori, mecanici auto. Și atunci există această pregătire în cadrul acestui proiect. Bun, tot în această zonă mai aveți un proiect,
orientarea școlară și profesională. Este un program județean care vizează alegerea domeniului, nu, pe care urmează să-l parcurgă viitorii specialiști până la urmă, dacă putem spune așa. Dați-ne puțin mai multe detalii. Da, am pornit de la ideea că orientarea școlară și profesională este foarte importantă pentru ceea ce înseamnă parcursul educațional al unui elev, al unui copil. De aceea suntem în al treilea an în care implementăm printr-un parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, Centrul de Resursă și Asistență Educațională Ilfov, dar și Facultatea de Psihologie din cadrul Universității București, a proiectului STAR pentru o viață de succes. În ce constă acest proiect? În cadrul lui, la începutul fiecărui an școlar, și vă spun că acesta este al treilea an școlar în care implementăm acest proiect, elevii beneficiază de aplicarea unor teste psihologice de capacitate și personalitate pentru a obține recomandări privind domeniile de activitate potrivite personalității lor, potrivite talentelor, dar și intereselor lor. În acest fel ajutăm atât elevii cât și familiile elevilor pentru a-și alege un parcurs educațional potrivit personalității fiecărui copil. În anul trecut școlar, noi am testat 6470 de elevi. Ne adresăm elevilor de clasa 7-a, a 8-a și celor din clasa 11-a. Când a început aplicarea acestor teste? În urmă cu 3 ani. Și ce spun elevii de atunci? I-a ajutat? Și-au găsit drumul în viața mai ușor, în viața profesională? Dacă la început puteam să spunem așa ca și procent, cam 50% afirmau lucrul acesta, procentul a început să crească, astfel încât putem să spunem acum că ne aflăm așa în jurul procentului cam de 70%. Ne dăm seama de lucrul acesta pentru că în etapele admiterii, care sunt 3 etape ale admiterii pentru anul școlar 2024-2025, vin din ce în ce mai puțini elevi la aceste etape ale admiterii. După admiterea computerizată, nouă la nivel de județean nu ne mai rămân decât în jur de 100 de elevi de repartizat, pentru că și aceștia 100 provin mai mult din rândul elevilor corijenți sau acelor cu situație școlară neîncheiată sau acelor care nu au participat la evaluarea națională și atunci nu au voie să participe la admiterea, la prima etapă a admiterii computerizate. Mai avem doar 2 minute și jumătate la dispoziție cu aproximație. Copiii de 10 din Ilfov, un alt proiect? Da, copiii de 10 din Ilfov. Anul acesta, rezultatele la evaluare națională au fost bune. Procentul național a fost de 74,4%, noi am obținut 72%. Nu avem, spre rușinea noastră, niciun elev care să obțină media 10 la evaluare națională. În schimb, avem 25 de elevi care au obținut 10, 6 la limba română și 19 la matematică. La bacalaureat. La bacalaureat a fost o surpriză plăcută. În ciuda faptului că am obținut un procent de 64%, care vă spun că este cel mai mare procent obținut până acum în județul Ilfov, la nivel național a fost de 83%, dar noi atât am putut, pentru că nouă ne pleacă foarte mulți elevi, așa cum spunea și Mădălina, în proporție de 85% din elevii absolvenți ai clasei a 8-a merg în liceele din București. Pot să vă spun că 20 de elevi din județul Ilfov au obținut nota 10, nu medie, nota 10. Și când spun nota 10, trebuie să-i felicit și în același timp să spun și aici, au obținut, avem 3 elevi care au obținut nota 10 la matematică, 3 elevi care au obținut nota 10 la fizică, 8 elevi au obținut nota 10 la geografie, 3 la istorie și mai avem pentru un elev la logică, da,
la logică și argumentare se numește proba respectivă. E, pentru îmbunătățirea acestor rezultate, tot cu sprijinul Consiliului Județean, începem acum din octombrie următorul proiect Împreună spre performanță, testare standardizată în Ilfov. Ce vom face în viitorul apropiat, la începutul lunii octombrie? Vom testa elevii din clasele a 7-a și a 8-a și clasele a 12-a. Folosim o platformă educațională compatibilă cu sistemul de evaluare din România, platformă educațională folosită și de către Ministerul Educației. Elevii vor primi teste în același timp, același model de teste, și în felul acesta vom ști unde anume ne aflăm legat de cunoștințele elevilor, lucru care va ajuta atât elevul, pentru că va primi un feedback real în timp, va putea pregăti și pentru examen, putea să se pregătească, atât pentru profesor, pentru că deja profesorul va ști care sunt lacunele unui elev și în felul acesta să-și proiecteze activitățile remediale. Pentru părinți, pentru că va fi un diagnostic legat de cunoștințele acumulate de propriul copil, dar și pentru conducerea unității de învățământ, pentru că va fi un instrument de lucru. Da. Vom avea 10.500 de elevi care vor fi testați. 10.500 de elevi. Da. Și atunci când există copii de 10, bănuiesc că există și opționale. De 10 sau nu, explicați-ne dumneavoastră cu ora de știut. Da. Este un opțional pe care noi l-am propus începând cu anul școlar 2022-2023. Am pilotat acest opțional. Este ora de știut, deci un opțional integrat la nivelul ariilor curriculare matematică și științe, om și societate. Și pot să spun, putem să ne mândrim că a fost omologat, avem ordin de ministru 4165 din 2024. Ce înseamnă acest lucru? Că acest opțional poate fi preluat la nivel național, deci în țară poate fi propus pentru opțiunea părinților și a elevilor în unități de învățământ. Aduce o noutate pentru că noi avem parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Ilfov, Măgurele Science Park și Digipedia. Și acum, la fiecare sfârșit de an, așa cum am spus, noi îl promovăm din 2023, organizăm expoziții cu realizările elevilor, expoziții la care participă elevii care au participat la acest opțional. Ei primesc și în cursul anului școlar note pentru activitatea la opțional, dar la aceste expoziții elevilor le sunt premiate cele mai bune lucrări de către Consiliul Județean Ilfov. Ultimele 30 secunde pe care le avem la dispoziție, mai există un opțional important, educația, da, sau ora cu animale. Da. Deci ora cu animale, la fel a fost un proiect pilotat în două unități de învățământ, acum anul școlar precedent, în școlile din localitățile Domnei și Ciolpani. Iar de anul acesta, la fel, l-am propus pentru că cererile erau mari din partea părinților și elevilor. El a fost propus în decembrie pentru toate școlile din județul Ilfov. Avem 17 unități de învățământ în care avem acest opțional în momentul de față, în 38 de clase se desfășoară, și ne propunem ca și pe modelul celuilalt opțional să putem obține aprobarea de la Ministerul Educației pentru a fi implementată în toată țara. Mulțumesc. Ora cu și pentru animale.
Mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră și că am reușit să facem o radiografie a situației educaționale din jurul capitalei. Dacă îmi permiți, Alex Brădescu, 5 secunde. Cred că concluzia pentru educația în județul Ilfov ar fi că la bază stă parteneriatul, parteneriatul între Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Ilfov, parteneriatul mulțumesc între Consiliu și UAT-uri și parteneriat până la urmă la baza acestor lucruri. Între dumneavoastră lucruri și elevi. Asta este exact cel mai important. Mulțumesc tare mult, Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt Consiliul Județean Ilfov, și de asemenea doamna Adriana Stoica, inspector general de la Inspectoratul Școlar Județean din județul Ilfov. Eu sunt Alex Vlădescu, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV. Numai bine!